Bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din noutățile grupei Fortnite. Oameni buni, update-ul tocmai a venit acum 5 minute și este neașteptat de șmecher. Nu mă așteptam să fie atât de fain, m-am jucat câteva minuțele în noul Tilted și după aceea am spus, băi, trebuie să facem clipul neapărat să le arătăm oamenilor cât este de șmecher update-ul ăsta. Așa că, oameni buni, înainte să începem, nu uitați să mergeți să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă mai doriți astfel de episoade. Așa că, astăzi o să mai alegem câțiva câștigători pentru... pentru Battle Pass-uri, așa că știi ce ai de făcut, duci în descriere și verifici toate chestiile. Trebuie să dai, să ai codul, să ai pe item shop, să dai follow pe Instagram, like clipului și să-ți lași numele în comentarii. Așa că, oameni buni, să trecem în episod pentru că nu avem timp de pălăvrăgit. Bun! Am primit patch-ul, este super șmecher, așa că vreau acum să ne uităm pe fundal puțin la trailerul care se numește Fortnite Rift Zone Tilted Town. Deci avem pe fundal, îl vedem acolo, un om care intră într-un fel de chestie asta, nu știu, intră în oraș și efectiv se schimbă outfit-ul într-o chestie asta de cowboy. Și ideea este că în zona asta de Tilted nu poți construi, nu poți sparge nimic. Deci, efectiv, este o zonă unde nu poți face nimic decât doar să te bați cu armele pe care le ai. Este o zonă super, super șmecheră. În zona asta cu Tilted se spawnează și este prima oară când se întâmplă chestia asta în Fortnite, se spawnează niște iteme doar într-o anumită zonă. Adică, de exemplu, în zona asta de Tilted se va spawna Double Barrel Shotgun, niciunde pe hartă nu se va mai spawna Double Barrel Shotgun decât în zona de Tilted Town, Double Barrel Shotgun, Six Shooter, Hunting Rifle și Infantry Rifle sunt cele 4 iteme exclusive doar pentru, deci efectiv pentru Tilted Town. Mi se pare super, super șmecher toată treaba asta cu nu ai voie să construiești, de fapt nu poți sparge nimic, nu poți construi, după cum se vede și pe fundal, eu am intrat așa repede într-un match, dar murisem pentru că mi se blocase mouse-ul, dar nu contează chestia asta, mă interesează faptul că nu putem sparge nimic și mi se pare super tare chestia asta. Pur și simplu nu mai există acum tryhards din aia, mergem în Tilted, spargem tot, da, acum pur și simplu te bazezi doar pe skill. Dacă vrei să te duci, te bați, te bați în Tilted fără ca să fii întrerupt de orice altceva. Acum ne uităm puțin în patch notes-uri, vedem că patch-ul ăsta 10.00 este primul patch după update și este content update. Vedem că a venit acest patch cu un automatic sniper rifle care îl putem găsi în varianta de rar, epic și legendar. Folosește arme medii și dă damage 31, 33 și 35 în funcție de raritate. Și are 16 gloanțe pe tavă, să zicem așa. Da, astea sunt în mare parte părțile astea, de fapt partea mai interesantă și nu este un patch extrem de gigantic, dar mă interesează extrem de mult partea cu Tilted-ul și vreau să mergeți în comentarii în momentul ăsta să-mi spuneți ce părere aveți voi despre această zonă. Mie mi se pare o zonă super tare și abia aștept să o testăm mai mult, să vedem care este treaba. Și urmează să primim un LTM. Ne scrie coming soon în patch notes, iar el se va numi Arsenal. Game modul, de fapt acest LTM va fi doar și doar pentru solo, te vei respawna și care este treaba cu acest LTM? Știți gun game, când pur și simplu primești o armă extrem de slabă și tu încerci să-i urci raritatea. Ei bine, acum este invers, primești o armă cu o raritate extrem de mare, o armă super super tare, de exemplu un scar legendar și o să ajungi să te bați de exemplu cu un revolver. Deci da, primești o armă super puternică și ajungi foarte, foarte frumos să te lupți cu o armă foarte slabă. Cam asta e treaba cu game mode-ul ăsta, cu LTM. Așa că, oameni buni, astea au fost patch notes-urile. Urmează să... ținând cont că nu am avut nevoie de update pentru... pentru patch-ul ăsta 10.00, înseamnă că nu vom avea leak-uri prea curând. Urmează ca să... de fapt așteptăm ca să adauge cei de la Fortnite ceva update-uri ca să primim și leak-uri. Așa că, oameni buni, cam asta a fost episodul pentru astăzi de noutăți și leak-uri. Eu sper că v-a plăcut și acum o să trecem să alegem câștigătorii pentru Battle Pass-uri.
După cum ați văzut, sunt câteva persoane cărora nu putem să le trimite cerere de prietenie. Mă gândeam, mai bine retragem videoul următor alte persoane în locul celor cărora nu am putut să le trimitem cerere de prietenie. Așa că videoul ăsta, de fapt, adică videoul ăsta, pune-te și du-te în descriere, de fapt, du-te în comentarii și lasă-ți numele corect. Trebuie neapărat să-ți lași numele corect, pentru că se poate întâmpla chestia asta, să câștigi, dar de fapt să nu câștigi. Așa că, bye bye!